Salutare și bine v-am regăsit, dragi colegi, pasionați de automodele radiocomandate. Nu ne-am văzut de ceva timp. Așa este când vrei să faci o mie de lucruri și nu reușești să le împaci pe toate. Astăzi vom încerca să înlocuim aceste amortizoare stock cu unele noi, care au ulei și sunt fabricate de către Injora. Rămâneți aproape să vedem cum ne descurcăm. Revenim la masa de lucru. Aici avem uh, un model produs de către cei de la FMS. Îl ștergem puțin de praf pentru că a stat expus și uh, s-a depus praful uh, asta ca să nu mai spun că se văd imediat urmele mâinilor. În fine, deci avem acest uh, prea frumos blazer ca 5 un Chevrolet. Dacă n-ați văzut prezentarea și uh, unboxing-ul, da, despachetarea acesteia când a sosit. Puteți să o căutați între videourile din urmă. Aici avem seturile de amortizoare. Vin câte două. Sunt produse de firma Injora. Nu sunt foarte ieftine. Sunt undeva la 100 de lei toate patru. Am să vă povestesc mai multe lucruri despre posibilitățile de upgrade, pentru că sunt foarte multe și aproape că dublăm mașina sau depășim prețul mașinii dacă le cumpărăm pe toate. În fine, deschidem aceste punguțe. Eu am adus aici și o șurubelință electrică care e foarte, foarte utilă. Cred că ați mai văzut-o printr-un video mai vechi. Ne ajută foarte mult să ne mișcăm repede cu acele șuruburi foarte mici. Aici, după cum vedeți, am luat și două seturi, două seturi. Două sticluțe cu ulei pentru amortizoare, cu diferite vâscozități, 350 și 500. Este un ulei siliconic care va fi folosit la umplerea acestor amortizoare. Cred că ar fi trebuit să iau unul și mai subțire decât cel care are valoare 350. Undeva la 200 cred că ar fi fost foarte ok, dar asta este. Le vom folosi pe acestea să vedem cum se comportă după care vom mai achiziționa ce ne mai lipsește. Amortizoarele sunt disponibile în mai multe variante de culoare. Cred că am văzut și pe roșu, pe verde, probabil că și negre, dar negre sunt și cele stoc. Am luat o foarfecă pentru că aceste pungi sunt chiar rezistente, n-am reușit să le rup cu mâna. Este primul upgrade pe care încerc să-l fac. N-am cumpărat o grămadă de alte elemente metalice care se pot înlocui pentru a spori rezistența modelului. Uitați cum arată aceste amortizoare, sunt foarte estetice. Ele în momentul de față nu au ulei din câte văd sau din câte se pare, nu, nu cred că au ulei înăuntru, deci trebuie să le umplem noi dar și așa goale se comportă mult mai bine decât uh, cele stock uh, care n-au nici ele la randul lor ulei, cele care funcționează pe bază de fricțiune. Astea sunt uh, un, cumva mai uh, line, mai uh, mai netede. Sperăm că după ce le vom adăuga uleiul uh, vor uh, schimba cu totul comportamentul uh, automodelului. Din ceea ce am văzut până acum pe internet, rezultatele sunt chiar foarte bune. Asta fără să mai luăm în considerare și aspectul care se va îmbunătăți, pentru că arată altfel. Uitați-vă și dumneavoastră aici cum, cum se mișcă aceste amortizoare fără ulei. Și mai avem în fiecare pungă, avem o altă punguță cu accesorii. Aici avem încă două rânduri de arcuri, unele mai tari, în mod evident sunt mai tari, altele nu știu dacă sunt mai moi sau între, intermediare. În fine, să eliberăm puțin această masă improvizată, dacă vă întrebați ce e cu acea blăniță care seamănă cu blănița motanului meu, să știți că am pus-o special aici, pentru, nu pentru a pierde piesele mici, ci pentru a nu sări o piesă care, un șurub sau o altă piesă mică care îmi sare pe birou, poate să ajungă pe jos, așa rămâne prinsă în blănița asta și o găsesc mai rapid. Așadar am pregătit șurubelnița electrică, haideți să desprindem și această caroserie, dacă vă amintiți are câte două clipsuri în fiecare parte, adică două pe față, două pe spate și caroseria iese în maniera asta, acum o să desprind firul de la lumin pentru că ne încurcă, avem o operație ceva mai complexă, mai de durată. Oricum o să fie un video destul de lung, sper să nu vă plictisesc pentru că vă mai povestesc și niște lucruri utile, zic eu, și uh, cui folosește, cred că sunt binevenite. Dacă nu, derulați și vedeți așa pe sărite cam uh, ce întreprindem noi astăzi aici. După cum vedem, uh, mașina... Sopă e destul de tare din cauza acestor amortizoare care nu opun niciun pic de rezistență. Deci arcurile își fac de cap și uh, roata revine foarte rapid în poziția inițială. Mă rog, nu-și au rostul explicațiile, haideți să-i dăm drumul la treabă. Va trebui să demontăm roțile. Ca de obicei, uh, ca orice dorel care se apucă de treabă, nu avem toate sculele. Și de ce nu le avem? Pentru că fiecare mașină vine în cutie cu un set de chei, de diverse accesorii și uh, pentru faptul că am destul de multe modele, vă dați seama că nu stau cu toate cutiile alea pe cap în casă, le-am depozitat în altă parte și bineînțeles că am lăsat toate accesorile fiecare punguță în cutia ei, deci n-am cheia de la roțile acestei uh, mașinuțe motiv pentru care încerc cu această pensă sau cum se numește acest instrument medical. Ia să vedem dacă nu cumva ne salvează această trusă cumpărată dintr-unul din supermarketurile românești. Nu-i pronunț numele, dar Arnold Schwarzenegger face reclamă la firma asta. Vorba vine supermarketuri românești, supermarketuri din România, că românești nu sunt. Este mai mult nemțească firma asta. O știți și voi, are 4 litere. Hai să improvizăm, că se pare că am găsit o tubulară și am încropit această macaroană, că altfel nu pot să-i spun. Dar atâta timp cât ne facem treaba cu ea, este foarte bună. Ia uitați cum se îndoie în toate direcțiile. Vă rugăm să nu râdeți de Dorel, meșterul nostru de astăzi. Deci, pentru început, demontăm prima roată. Da? Am scos această prea frumoasă piuliță. Roata este, are o prindere hexagonală pe o piesă din plastic în formă de evident hexagon. Ia să mă mai uit eu dată cum a fost prinsă. Da, este cu partea metalică în exterior, partea metalică cu aspect metalic. Trecem la roata următoare. Macaroana rezistă. Probabil că în viitor voi cumpăra și niște roți cu un diametru ușor mai mare și cu niște cauciucuri ceva mai agresive. Să avem o aderență cât mai bună un set de roți se învârte undeva între sub 100 de lei, cu puțin sub 100 de lei până pe la 150-160 de lei. Asta în funcție de jantele care e să fim noi atenți să nu pierdem aceste piese. În funcție de jantele pe care le luați atât ca aspect, cât și uh, material. Cele metalice sunt și mai grele, coboară centru de greutate, sunt și mai scumpe. Uh, trebuie să fim atenți pentru că în spatele acelor piese hexagonale care uh, folosesc la transmisia mișcării de rotație există o tijă metalică și dacă se pierde tija aceea nu este foarte ok. Deci fiecare piesă hexagonală este acționată de către o tijă care este exact înfiptă în naxul, în fuzet, așa cum s-ar zice, cred. În fine, ideea este să fim atenți să nu iasă acea piesă hexagonală, pentru că după aceea imediat uh, va ieși și tija, care practic se ține în uh, acel hexagon. Haideți să mergem și pe partea, uitați-o, că am găsit-o. Lipsea, deja ieșise. Uitați, aceasta este tija, o introducem la locșorul ei. Și vom introduce apoi, dar nu prea stă, imediat iese. Să o ținem într-o poziție astfel încât să nu mai iasă și să reintroducem acel hexagon care are un șanț în care va intra acel, acea bucățică metalică. Ok, haideți să mergem și pe partea opusă. Nu știu dacă e bine cum procedez eu că le desfac pe toate. Poate era mai bine să facem câte o roată pe rând. Dar în fine nu mai contează. Parcă v-am mai spus, dacă nu repet, faptul că există o sumedenie de piese metalice, de roți dințate pentru diferențial, pentru cutia de viteză, brațe din acestea de torsiune metalice, mult mai rezistente. Toate sunt undeva la prețuri între 4 5 6 dolari, cum se găsesc pe AliExpress, până pe la 12 sau chiar și mai bine dolari. Nu vă mai spun de accesoriile care se montează la aceste mașini de teren acele kituri, recovery kit, parcă se numesc în engleză care cuprind tot felul de lucruri începând cu o casma, o găletușă, un o canistră, un bidon genți cutii și așa mai departe sunt foarte estetice. Un set din acela este undeva la 17 dolari asta tot pe AliExpress. Adică dacă aduni toate lucrurile astea, mai sunt și tot felul de abzibilduri de personalizare, urechi metalice de prins, cabluri și așa mai departe, se ridică la niște costuri impresionante. Adică probabil că dacă aveți mai multe modele, veți da câteva sute bune de dolari pe aceste kituri, Evident că există și varianta printării 3D, mai există și alte improvizații, adaptări de pe la alte seturi de jucării pentru copii, dar nu e chiar același lucru. Ok, am desfăcut toate cele patru roți și haideți să ne uităm un pic la acest amortizor. O să-i desfac urechea inferioară, care se prinde pe, în partea de jos, se deșurubează pur și simplu. Deci, vedeți că merge foarte ușor la mână. Există și partea superioară unde, practic, avem capacul care va opri scurgerea uleiului și pe care avem o altă prindere acolo ar trebui să fie și un orificiu pentru a se scurge surplusul de ulei. În fine, deci desfacem din nou urechea inferioară, scoatem marcul și uh, mișcăm puțin pistonul. Să uitați că avem pe amortizor, avem și o piuliță care ne va ajuta să setăm preload-ul, cum zic englezii. Tensionarea arcului, pretensionarea arcului. Uitați că se vede pistonul, practic. Aici o să introducem noi mai multe picături de ulei. O să facem niște teste, în sensul în care prima dată o să-l umplem efectiv și în funcție de cum se comportă, mai ajustăm. Fie mai scoatem ulei, fie vom vedea cum vom proceda până la final. Evident că și după ce vom rula modelul vom mai face tot felul de ajustări, poate chiar vom schimba uleiul, cine știe. Momentan începem cu cel care are valoarea 350. Mai întâi de toate să aducem niște șervețele, pentru că presimt că vom avea nevoie de șervețele. O să avem și unele uscate, o să iau și măcar unul-două umede. Nu de alta, dar dacă scăpăm ulei pe blana asta, putem să o aruncăm. Până aici lucrurile au mers ca unse, asta ca să rămânem în contextul uleiului de amortizoare. Și conform legilor lui Murphy, ce începe bine se termină prost, nu? Dar măcar nu suntem în situația în care ce începe prost se termină și mai prost. Și n-ar fi exclus acest lucru pentru că eu nu am o răbdare uh, renumită, sunt un pic mai... Uh, agitat, așa mai grăbit, nu prea stau să pregătesc, să prepar lucrurile, să le calculez, mă arunc acolo înainte. Ca și acum, haide să introducem niște picături de ulei în acest prim amortizor. Și ca să demonstrez ceea ce spuneam mai devreme, de-aia nu am nici toate ustensile necesare și de-aia se pare că nu-mi curge acum uleiul, pentru că evident mai este un dop în spatele acestei pipete, un dop pe care eu nu l-am văzut, nu l-am observat. Îmi cer scuze că mai ies din cadru, dar e cam greu să și faci una și să și vezi alta, că nu poți să lucrezi uitându-te prin cameră, prin camera de firma, nu prin camera în care ați înțeles voi. Să scoatem acest obturator de siguranță, și să-l pe acest șervețel astfel încât să nu murdărim sau să murdărim cât mai puțin ceea ce nu trebuie. De data aceasta se pare că vom reuși să punem câteva picături în amortizor. Ia să vedem. Să încercăm să le și numărăm. Una, două, trei, patru, cinci. Aș vrea eu să pun. Ideea este să pun cam aceeași cantitate în fiecare amortizor, astfel încât ele să se comporte aproximativ la fel. Acum e adevărat că am zis că o să le umplu cu ulei, dar pistonul acela trebuie plimbat puțin după ce adăugăm câteva picături, pentru că poate să mai prindă aer și atunci mișcând pistonul se va elibera acel eventualele bule de aer care rămân și vom avea un amortizor umplut la propriu. Acest ulei pare un pic mai vâscos decât m-aș fi așteptat, dar nu nimic. Sunt convins că putem regla și amortizorul în sensul umplerii lui, cu anumită cantitate de ulei și uh, prin pretensionarea arcului, astfel încât uh, să avem rezultate bune cu uleiuri uh, mă rog, care au valori diferite, dar relativ apropiate. Nu o să punem unul foarte gros, că atunci înțepenește acolo, nu se mai mișcă deloc. Parcă mai intră o picătură, două. Uh, știți cum e, prima oară este ceva mai uh, complicat sau este nevoie de puțină atenție suplimentară, după care al doilea va merge mai repede, al treilea și mai repede, iar al patrulea cred că se va umple singur. Ia să așez eu această sticluță undeva unde nu se varsă și să mișcăm acest piston. Uitați că se observă uleiul cum dă să iasă din amortizor, dar este suficient de gros astfel încât să nu curgă pe lângă sau cel puțin să nu curgă foarte mult. Am să mișc acest piston de câteva ori să vedem dacă ies ceva bule de aer de acolo. Nu mi se pare că ar fi cine știe ce aer. Dar mă rog, haide să-l mai plimbăm un picuț, să nu zicem că nu am efectuat operațiunea corespunzător cel puțin prima oară. Să ștergem puțin filetul ăsta, să nu aibă foarte mult ulei. Să mai mișcăm un pic să vedem dacă mai Curge ceva suplimentar. Ia să vedem unde am pus acel dop. Îi spun eu dopul. Acea parte superioară care se infiletează și care are și prinderea de șasiu. Cred că este suficient să-l strângem așa la mână. Îl strângem destul de bine Nu m-am uitat dacă există vreo garnitură sau. Nici nu știu dacă trebuia pusă vreo garnitură în capăt, dar nu cred că e nevoie. Ia să vedem cum se mișcă. Se mișcă foarte interesant. Este aruncat în afară oarecum nu foarte brusc, dar deocamdată avem în vedere faptul că nu este arcul montat, deci nu arcul aruncă pistonul în afară, ci presiunea uleiului dinăuntru. Ceea ce nu mi se pare ok. Cred că, în mod normal, ar fi trebuit ca pistonul să rămână în interior, să circule și să rămână cumva în interior, și doar arcul să-l împingă. În fine, o să vedem asta pe parcurs. Probabil că e foarte, foarte plin amortizorul. O să reglăm după aceea. Am pus arcul la locul lui, am uh, un filetat, să zic așa, nu înșurubat, uh, și urechea inferioară și să vedem acum cum se mișcă. Parcă se mișcă, mi se pare destul de ok. Nu are tendința aia rapidă de a ieși. Hai să vedem și unul gol. Uitați, asta se mișcă mult mai rapid, vedeți? Cel cu ulei e mai uh, omenos. Numai că, încă o dată, parcă nu se comprimă până la capăt și asta nu e ok pentru că o să ne limiteze cursa roții, având în vedere că mașina nu este foarte foarte grea să aibă o asemenea presiune încât să forceze uh, compresia acestui amortizor. Dar pentru început, haideți să le preparăm așa pe toate și să vedem uh, la sfârșit ce ajustări mai facem. Am zis uh, compresia amortizorului, cred că nu știu dacă e corect, poate comprimarea uh, amortizorului ar fi mai uh, corect, nu? Nu sunt specialist în domeniul auto, așa că scuzați unii termeni pe care încerc să-i explic cu propriile cuvinte și viziuni. Important este să înțelegeți și să vedeți ceea ce se desfășoară aici pentru a nu întâmpina probleme. Eu am căutat multe informații pe internet și am găsit cam aceleași lucruri. Cum se umplu aceste amortizoare, cum se montează, în fine, tot felul de chichițe, dar nu am găsit detaliile care m-ar fi interesat cu adevărat. Și de asta am simțit nevoia să fac acest filmuleț. Nu se uită foarte multă lume la ceea ce fac eu, dar și o singură persoană dacă are nevoie de o informație și o găsește aici, eu sunt mulțumit. Și ca să fac un spoiler alert, nu, cum zic tinerii din ziua de astăzi, într-adevăr o să vedeți sau o să aflați niște informații pe care nu le găsiți ușor, având în vedere cum evoluează această operațiune, așa că rămâneți aproape cum spun cei de pe la televiziuni și urmăriți până la final sau mă rog, până spre final. Am umplut și amortizorul cu numărul 2 între timp. Ne-am mișcat ceva mai cu talent. Chiar dacă vă mai povestesc una alta, n-am să las să curgă tot filmul așa cum am umplut eu toate cele patru amortizoare. Doar în măsura în care vă mai țin de vorbă, altfel o să îi dăm o derulare rapidă. Ați înțeles despre ce e vorba, deci e foarte simplă treaba, se scoate urechea inferioară, se scoate arcul, se scoate capacul superior, se umple amortizorul cu uleiul preferat, se mișcă pistonul astfel încât să se elibereze eventualele bule de aer și pe urmă se montează la loc. Cam asta e toată treaba. Până aici nicio inginerie deosebită. Dovada vie și faptul că am făcut eu această treabă de la al doilea amortizor o să vedeți că începeți să percepeți cam cât de bine ați reușit să umpleți amortizoarele astfel încât să se comprime cam la fel. Și părerea mea este că dacă nu le nimeriți chiar la fel la fel, adică probabil că vor fi două ceva mai tari și două ceva mai moi, le veți așeza pe model astfel încât partea mai grea a mașinii să stea pe amortizoarele mai tari, să zicem, nu? Am luat viteză pentru ultimele ultimele două amortizoare, să vorbim corect gramatical. Și uh, ne am mișcat și ceva mai repede, în astea am pus un pic mai uh, puțin ulei, cred eu, așa cu vreo picătură două astfel încât uh, se comprimă mult mai ușor, se mișcă mai natural, cum era o reclamă veche pentru cei mai bătrâi ori așa, la Adidas Torsion, nu? Deci se mișcă ceva mai natural aceste două amortizoare. În fine, le-am mai uh, desfăcut, le-am mai uh, reglat, le-am mai uh, bibilit puțin și uh, într-un final am ajuns la să spunem așa un rezultat uh, mulțumitor în prima fază. Pentru această primă etapă am lăsat reglajul de pretensionare a arcului în poziția cea mai înaltă, astfel încât arcul să fie moale. În ideea că v-am spus și mașina e ușoară și să nu să se miște cât mai bine peste obstacole, vizual așa cel puțin, Acum asta este intenția, de la intenție până la rezultatul scontat e diferență? Adică e vorba de planul de acasă și după cum știți nu prea se potrivește întotdeauna cu ceea ce o să fie? Dar eu sunt încrezător, așa că astup foarte bine flaconul acesta cu ulei, în sensul în care mă gândesc că nu o să mai umblu cu el. Deci am pus acest 350, dacă nu o să ne placă, avem la dispoziție și flaconul celălalt cu viscozitate 500. Dar după cum îl simt eu așa la mână, zic eu că este suficient varianta asta. Dacă nu cumva o fi chiar grosuț. Deci asta de 500, vedeți că e mult mai untos, așa se mișcă mult mai greu prin sticluța aceea buclucașă care nu vrea să stea în picioare. Eu am pregătit amortizoarele, parcă mă aflu la o rețetă culinară. Am preparat amortizoarele și le-am împărțit câte două, așa după cum mi se par mie că sunt două mai tari și două oide mai moi. Acum începem partea distractivă. Hai să vedem cum se desfac aceste amortizoare de pe automodel. Să aducem și o ustensilă foarte utilă pentru vârsta a treia. După cum observați, avem și lumină pe această lupă. Nu o să vedeți voi mare lucru. Văd eu, adică cred că văd eu. Și ceea ce văd este că ar trebui să schimb și dioptriile ochelarilor. Că nici lupă asta nu mai face față. Da câți ani ai, măi, tataie, măi! Pe, ce contează câți ani am? Important e că am tot mintea de copil. Mă rog, de pasionat, cum ar spune altcineva, iar cei cu pretenții și mai înalte, minte de colecționar. Oricum ne numim, suntem niște omuleți care își pierd timpul și, nu numai timpul, și resursele financiare în achiziționarea de diverse obiecte care ne hrănesc patimile, dar vorba aceea, decât să bem și să fumăm, mai bine să bem, să fumăm și să colecționăm. Așadar, în această atmosferă total filozofică, am pus la treabă și electrică, de care mă bucur, mă bucur că am achiziționat-o, pentru că nu prea se mai arde să mai stai să folosești o șrubelniță din asta manuală când poți să te miște așa repede. Și vă rog să mă credeți că pentru 100 de lei, 100 și ceva de lei chiar merită. Are și un pic de forță. Dacă nu o ții destul de ferm în mânuță, se rotește și nu mai nimerești butonașul. Are și lumini pentru situația în care, nu știu, e mai întunecat locul ăla și nu vezi ce faci, că oricum se presupune că ai o veioză ceva, o sursă de lumină. Între timp am desfăcut amortizorul din partea superioară și acum scoatem șurubul de jos. Dar ceva îmi spune că de-abia de aici începe dansul. De ce? Pentru că mi se pare anormal faptul că acest șurub a ieșit cu tot cu brațul ăsta, nici nu știu cum se numește, de torsiune, cum să-l denumesc. A acel braț nu iese de pe șurubul în care este fixat. Același șurub care prinde și amortizorul. Amortizorul are o nucă pe capăt, acolo, adică șurubul are o nucă pe capăt unde stă amortizorul pe care încă nu l-am scos pentru că mi-a fost cam teamă să trag de el, să nu rup ceva. Acum n-ar fi o problemă dacă s-ar rupe amortizorul, pentru că am amortizoarele, dar mi-e frică să nu se rupă acel element, acea bară care e tot din plastic și vedeți dacă mă ducea mintea poate cumpăram și barele metalice să le schimb pe toate odată dar dă românului mintea de pe urmă, zice proverbul m-am înfiletat la loc șurubul și să studiez mai bine problema deci vine o nucă pe capăt îmi pare rău că nu am filmat mai de aproape este o nucă pe capăt pe care stă amortizorul, urechea amortizorului, vedeți, pe care culisează practic amortizorul, prinderea de jos. Eu am să-mi fac curaj și am să trag de ea. A ieșit și nu s-a rupt, este foarte bine, deci am scos amortizorul de pe acea nucă. Haideți să vedem mai departe ce facem cu șurubul ăsta, îl băgăm la loc. Îmi este foarte clar că la momentul ăsta nu avem cum să-l înlocuim, trebuie să rămână același șurub. Pentru că altfel nu mai avem cum să prindem uh, elementul ăla de care vă spuneam, care este bara aia de torsiune. Și nu dau seama cum e prinsă și dacă aș putea să o scot uh, să trag de ea, e riscant să nu se rupă. Ideea este că din ceea ce am văzut eu pe net, mă așteptam să schimb uh, șuruburile și în partea de sus și jos cu cele din set. Dar uh, dacă sus probabil că voi putea face asta, jos avem această surpriză pentru că nu se poate înlocui acest, acest șurub. Cred că suntem în fața unei situații specifice tuturor celor care au această pasiune. Nimic nu merge atât de ușor ca la carte. Ai băgat șurub, ai scos șurub, gata, treaba. Nu, apar aceste mici probleme, unele mici dar complexe, complicate. Să vedem cum o scoatem la capăt sau cum dregem busuiocul. Până una alta am scos amortizorul stoc de pe mașină, prindem la loc șurubul să vedem cam cum se prezintă situația și cum putem monta noile amortizoare. Sau mai bine zis, dacă putem monta noile amortizoare. Să mai strângem un pic șurubul și nu în sensul în care ne spune nou guvernul de fiecare dată când această țară merge din ce în ce mai bine și prosperitatea ne apasă atât de tare încât trebuie să mai strângem șurubul, cureaua și alte accesorii, eventual ștreangul. Dar să nu abordăm aceste subiecte înrudite cu politica, pentru că politica și ceea ce facem noi aici nu au nicio legătură de fapt au din păcate pentru că așa cum merge țara asta o să ne moară puterea de cumpărare și hobi-urile noastre o să se ducă pe apa sâmbetei, cum spunea un stimat domn din din domeniul trenulețelor electrice, modelismul era mort și acum gângurește. Mă rog, am citat aproximativ. Din păcate, după cum ați observat, dacă ați fost atenți în aceste imagini, avem o mare problemă. Și acea problemă este că urechile amortizoarelor noi, cele inferioare, sunt prea largi pentru nuca acelui șurub pe care nu putem să-l înlocuim. Acum am să mă uit în această punguță. Dacă există vreo piesă metalică sau mă rog, care să ne ajute să fixăm acea ureche pe o nucă mai mică. Și cu cât privesc mai mult în această punguță, îmi dau seama că nu pare ca vreo piesă de aici să se potrivească cu ceea ce am avea noi nevoie. Deci avem o mică mare problemă. Este adevărat că aș putea să mă autointitulez regele improvizațiilor, dar de data asta chiar nu vreau să improvizez. Cred că ar fi bine să fac treaba așa cum se cuvine. Deci nu știu ce să spun în momentul de față. Mă gândesc că nu o să avem un final la acest video, așa cum uh, mi-aș fi dorit. Cred că e nevoie să mai studiem un pic problema. Până atunci, haideți să fixăm în uh, capătul superior, vedeți că avem uh, niște bucși metalice. Și uh, acele bucși uh, se fixează cu ajutorul uh, unor oringuri cum se spune acum. Uh, pe vremea mea se numeau niște garnituri, niște garnituri din cauciuc care fixează acea buc și acel element metalic pe urechea superioară. Acolo nu cred că vom avea probleme pentru că vom înlocui șurubul. În set se află mai multe dimensiuni de șuruburi. M-am uitat eu mai devreme așa cam care s-ar potrivi. Am să Bine că, bine că n-am apucat să scurtez unghiile, pentru că nu știu cum m-aș fi descurcat, am și ieșit din cadru. Dar uh, e un pic tricky. Ia uite cum am început să vorbesc și eu ca, ca, toți tinerii, două cuvinte în română, trei în engleză. E un pic dificil să uh, fixezi acele garnituri uh, minuscule și care chiar că pot sări pe unde nu te aștepți și nu știu dacă le mai găsești. Oricum sunt mai multe în set, mai multe decât ne trebuie nouă acum. Am reușit cu chiu cu vai, am reușit. Deci în partea superioară a amortizorilor nu cred că vom avea probleme. Nenorocirea este aici, uitați, cu această ureche care nu numai că e largă, e foarte largă, adică e lăluie, nu N are cum să stea acolo și vă dați seama că la primul obstacol s-a de la locul lui. O să mai desfac o dată acest șurub pe principiul că dacă te uiți a doua oară la același lucru poate e altfel. Dar nu s-a probat niciodată această idee. Părerea mea este că în acest set se găsește un șurub care înlocuiește tot acest ansamblu numai că trebuia să fie achiziționat și acele bare de torsiune, cum le-am denumit, sper să fie relativ corectă această denumire, dacă nu, să știți despre ce vorbesc, pentru că dacă aveam și acele bare metalice, mai sunt niște elemente în aceste seturi, în aceste pungulițe, care probabil că intrau pe acel șurub și fixau bara, numai că noi nu avem cum să înlocuim tot ansamblul ăsta și trebuie să înlocuim numai amortizorul. Și iată că nu se pupă treaba, adică nu se potrivește în termeni mai literari. Eu încerc acum să văd care șurub ar fi potrivit așa la lungime cu cel pe care ar fi trebuit să-l înlocuim. Și dacă ar fi vreo șansă, repet, să improvizăm cu acele piese metalice, o altă prindere. Dar mi-e teamă că nu avem ce face. Și uitați cât de largă este urechea asta de la amortizor. Chiar dacă aș trece o cumva dincolo de nucă și să o prind, ar fi o improvizație total nepotrivită pentru un astfel de model totuși această mașinuță de la FMS are o cutie cu două viteze, are niște calități totuși, are osile înălțate, e o mașină destul de deosebită, cu destul de multe dotări, să spun așa, pentru prețul ei și n-ar merita să ne batem joc așa cu orice fel de improvizație. Uitați, vedeți că Șurubul are la mijloc o nucă pe care vine acest element de prindere, bara asta de care vă spun și nici nu prea, nu știu, probabil că dacă trag de ea o să iasă ca și amortizorul, dar dacă risc să se rupă urechea, nu știu, parcă nu aș forța, n-aș forța. Mai bine găsesc o modalitate să prind amortizorul. Pe, pe acest șurub stock al mașinii. Dar, din păcate, nu prea văd cum aș putea face treaba asta acum. Da, deci acesta este un aspect pe care nu l-am găsit în absolut niciun video pe care l-am vizionat anterior. E o problemă la care nu mă așteptam. Motiv pentru care acum i-am dat iarăși pe rapid tot videoul practic montez la loc mașina și rămâne să studiez un pic problema și să revin foarte foarte repede vă promit cu mâna pe inimă că voi veni foarte foarte repede cu o rezolvare deci în cazul în care aveți acest model și nu cred că ar fi singurul model dacă probabil că cele de la FMS s-ar putea să fie similare toate sau majoritatea și dacă cumpărați aceste mult lăudate amortizoare care pe bună dreptate cred că sunt super ok veți întâmpina probleme de genul acesta pe care repet eu unul nu le am văzut pe niciun pe nicio filmare de la uh, acești uh, YouTuberi consacrați în ale mașinilor cu radiocomandă Vă mai spun un mic secret, mă rog, nu e secret dacă, dacă ați văzut videoul de prezentare al mașinii. Aceste amortizoare stock se pot upgrada și se pot umple cu ulei, dar bineînțeles că, din nou, e acea situație. Garniturile care trebuie adăugate în amortizoare au rămas în cutia mașinii și nu le-am la îndemână pentru că le-aș fi, făcut, le fi făcut conversia acestor amortizoare. În situația asta de urgență. Și uh, aceste amortizoare noi, de exemplu, aș putea să încerc să le pun la modelul uh, pe care îl vedeți aici. Este un, uh, un jeep de la uh, Easy EZRC, acea companie mai micuță care ține tot de FMS. Chiar am să mă uit dacă pot să le montez acum uh, la această mașină. Deci, uh, oricum, uh, amortizoarele de pe uh, de pe blazerul negru pe care l-am tot meșterit din aur se pot converti, se pot upgrada în amortizoare cu ulei. Numai că îmi trebuie să, să montez garniturile pentru că am pus și eu câteva picături de ulei și curg, curg amortizoarele astfel că nu facem nicio treabă. Hai să vedem repede, repede și să nu mai pierdem timpul. Bineînțeles, că aici e altă dimensiune, la piulița aia de la roată. Hai să vedem dacă putem să montăm amortizorul în această mașină. Care e super și asta foarte frumoasă. Dar ce observăm? Observăm că avem exact aceeași problemă. Deci este exact același șurub cu acele nuci duble, dacă pot să le spun așa, una pe capăt, una pe mijloc. Și de ce nu facem nicio sfurelă Pentru că situația este identică. Identică. Un uh, motiv în plus să, să, ne dăm seama că EZRC și FMS sunt uh, practic una și aceeași firmă sau uh, folosesc aceleași componente. Și dacă ne uităm la preț, uh, EZRC-ul este ceva mai jos la preț, este mai convenabil, dar au mai puține lumini, nu e cazul de față. Mașina asta are lumini și farurile și stopurile funcționale din fabrica. Alte modele au ceva mai puține dotări. Bine, aici avem o singură viteză, -avem... nu putem schimba vitezele. Deși se observa și cu ochiul liber, am desfăcut totuși acel șurub, am să-l prind la loc. M-am asigurat că este exact și exact la fel cu celălalt și că avem practic aceeași dificultate. Ce am învățat noi din acest video, am învățat că lucrurile nu sunt așa de simple pe cât ni se prezintă, că mulți arată, mă rog, destul de superficial ceea ce se întâmplă în timpul unui upgrade, iar aceasta este o situație, sau mai bine zis, este un detaliu important, adică toți cei care au montat astfel de amortizoare pe aceste modele au avut aceeași problemă. Eu mă duc să-mi fac lecțiile și am să revin cu o rezolvare cât mai curând, nu mai bine.